Oh,
care ne-a oferit și aș vrea ca această mulțumire să rămână ca o amintire pentru voi la absolvire a cântat corul pastoral, să fie așa peste veacuri, o amintire frumoasă. Și să ne dorim și noi și pastorala să rămânem și să fim chiar mai mult decât suntem două repere spirituale ale Focșanului. Ceea ce am făcut noi până acum, acela de a vă berinda prin fața colegilor voștri, de a primi felicitările și urările noastre de bine și înainte de toate aș vrea să vă spun că cei care ați fost anul trecut la o festivitate asemănătoare, noi profesori suntem un fel de cineva care tot duce o piatră, iar o duce, iar o sfâie, iar o tot. Noi tot începem, tot trăim momentele acestea, să nu vi se pară cumva că noi trăindu-le mereu suntem mai puțin emoționați și mai puțin, le trăim cu mai puțină intensitate. Pentru dumneavoastră însă, pentru absolvenți, este un moment unic și sperăm să rămână unic în viața dumneavoastră. Dar spuneam că anul trecut, când ne-am despărțit, am zis la revedere, și la anul ne vom întâlni în aula Colegiului Național Unirea. Pe vremea aceea era liceu Unirea. Sigur, din motive care nu ne scapă, dar nu sunt motive legate de ceea ce am dorit noi, poate obiective sunt, n-am putut să desfășurăm această solemnitate în aula colegiului. Dar a fost să fie colegiu de data aceasta și dacă a fost să fie, nu este vina noastră, este și mai ales contribuția voastră sau și contribuția voastră. Pentru că a conferi unei școli din România titlul de colegiu, nu este la îndemâna oricui. Trebuie să ai în spate o istorie care să justifice această demnitate, dar numai cu istoria nu trăim. Trebuie să avem și un prezent. Și acest prezent, această statură, dacă vreți, a liceului, s-a ridicat și cu eforturile voastre. Eu nu exagerez dacă spun că dacă n-ați fi voi, n-am fi noi și dacă n-ar fi rezultatele exprimate de voi, noi n-am avea ce să spunem. Și o spun cu toată plăcerea că seria aceasta de absolvenți, 1998, a avut contribuții însemnate la, eu știu, la afirmarea Liceului Unirea și trecerea lui în rândul elitelor. Sigur că noi n-am ajuns la un capăt de drum acum, prin această atribuire de nume, ci doar la un capăt de început, vreau să spun, de drum. Și cei care urmează după voi în liceu vor avea mai mari de răspundere. Statistică a rezultatelor pe cei 4 ani. Vă dați seama cât ar trebui să stăm aici să spunem câte lucruri frumoase, câte performanțe au înscris seria 1998 a Colegiului Unirea. Lucrul acesta poate va fi făcut în parte de diriginții dumneavoastră care vă vor invita pe scenă. Vă spun însă că
În fiecare clasă, în fiecare clasă din această serie am remarcat lucruri frumoase. Cele câteva necazuri care le-am mai avut așa cu unii cu alții, erau și clasa a 12. Am remarcat de asemenea seriozitatea și discreția cu care au făcut foarte multe lucruri. Vreau să vă spun că asta este, poate, este o calitate până la urmă, să faci niște lucruri bune, frumoase, o să le văd și doamna dirigintă, dar cu discreție, pentru că nu erau făcute pentru neapărat pentru publicitate. La 12-a T, de exemplu. La 12-a T a fost pe nedrept, săracii, de multe ori, judecați, ca fiind mai indisciplinați, au fost unele probleme, dar pe nedrept, pentru că vă spun în situații, în care au fost, în situația în care au fost puși să arate că pot ceva, au arătat că pot ceva. Pot să fie organizatori foarte buni, pot să fie individualități foarte bune. Adică eu cred că elevii acestei clase vor fi și ei, nu vor fi mai prejos decât ceilalți. Au aceleași șanse, ba, eu cred că unii chiar vor răzbi foarte, foarte frumos în viață. Păi la clasa a 12-a C, la fel, o clasă care, în unele situații, era reclamată, să zicem așa. Vreau să vă spun, dragii mei, că au fost nefondate toate aceste reclame. Care a parcurs, a defrișat un teren, dacă vreți, al funcționării unei clase cu o predare bilingvă, cu greutățile pe care și din aceste eforturi eu cred că vor avea de câștigat. Este clasa din care s-au remarcat și performanțe foarte, foarte interesante. Nu le numesc, dar le știți dumneavoastră. Ar trebui să le numesc pe toate și nu le-am luat de mână. Am trecut peste clasa 12-a IE. Vreau să vă spun că acolo, în clasa 12-a IE, era modelul, să zicem, a unei clase de competitori, așa, de elevi sunt cuincioși, de copii tenace, dar și cu rezultate foarte frumoase. Deși erau foarte, au fost cunoscuți ca o clasă foarte disciplinată, foarte harnică,